Jucătorul cu cele mai multe minute jucate în tricoul liderului seriei a treia Cenedinicu Golescu Mușcelul Câmpul Lung, George Cotigă, a fost prezent miercuri la conferința de presă săptămânală a echipei ținută în noul sediu din strada Negru Vodă și a vorbit deschis despre viitorul lui în fotbal, dar și despre conflictul cu fosta echipă FC Caransebeș. Fundașul de fier din apărarea mușcelenilor cu 3 reușite în 9 etape își dorește să încheie prima parte a campionatului în fotoliul de lider al seriei, însă nu știe dacă va mai continua la poalele Măgurii și din primăvară. George Cotigă are contract cu gruparea mușceleană până în această iarnă, cu drept de prelungire pe încă 6 luni. Însă dacă pe adresa jucătorului va veni vreo ofertă tentantă de nerefuzat, atunci va părăsi echipa. Mai sunt 4 etape de disputat. Unde te vezi în viitor? Nu știu unde la Câmpul Lung și din retur? Sau? Depinde ce o să întâmple aici, ce ofertă să primești și eu, dacă o să primești sau dacă or să existe soluții mai bune pentru mine, atât financiare cât și ca nivel, mă refer la Liga 2 sau ceva mai bun. Nu știu, e de vreme să vorbim. Totuși, am înțeles că tu n-ai venit aici pentru bani, că bani nu sunt. Ai venit să faci performanță. Cât de cât. Da. Să vede că faci performanță. M-am venit să mă ajut pe mine, în primul rând, și să ajut la rândul meu dacă pot. Eu am, după cum bine știți, am suferit o operație și mi-a fost mai greu să-mi găsesc echipă, pentru că a fost cam târziu după ce m-am recuperat eu și mă ajut și pe mine și ajut și Câmpul Lung, cum pot eu. Tot în timpul conferinței de presă, Cotigă a vorbit și despre conflictul pe care îl are cu fosta lui echipă, FC Caransebeș. Gruparea gugulană, ce activează în Liga Secundă, seria a doua, având de achitat către jucător o sumă frumușică de bani. În urma memoriului depus de jucător la Comisia de Specialitate din cadrul Federației Române de Fotbal, echipa din Caransebeș a fost depunctată în clasament, iar la următorul termen din 4 noiembrie, dacă cele două părți nu se vor înțelege, va urma o nouă depunctare. Cum echipa de pe locul 11 din Liga a doua, seria a doua, se confruntă cu mari probleme financiare, există posibilitatea ca gugulanii să fie retrogradați. Au pierdut memorii cu mine, au încă un termen acum pe 4 noiembrie. Dacă nu să-mi achite suma care o să-mi dea, o să-i depuncteze din nou. Pur nu o să ajungă la excludere. Te-ai gândit? Sau au luat legătura cu tine? Că am văzut? Nu, nu au luat legătura cu mine. Au probleme mari de bani? Am înțeles. Eu sper să nu se desfințeze, să-mi primesc bani. Trebuie să recunoaștem că parcursul foarte bun al echipei mușcelene în aceste 9 etape îi se datorează și fotbalistului piteștean. Acesta conducând imperial din teren linia de apărare a liderului, fiind echipa cu cele mai puține goluri primite, 2, dar și cu cele mai multe victorii obținute în deplasare, 4. De fapt, Cenedinicu Golescu Mușcelul Câmpul Lung, alături de Juventus București și Delta Dobrogea Tulcea, sunt singurele echipe neînvinse până în prezent în această ediție de campionat de Liga a 3-a, un record pentru seria a 3-a.